chiar o cifră magică. Trei care au speriat vestul, trei crai de la răsărit, cei trei mușchetari și cei trei care de 10 ani reușesc să se mențină în topuri. 3 sud-est! Bună seara, bună seara, Cătălin! Bună seara, bună seara! Și bine te-am găsit! Adevărul, haide să nu mai intrăm în tot felul de alte discuții. De ce v-ați retras, frate, de la Eurovision? V-a fost frică, a? Hai că v-am băgat-o. Dacă ne era frică, de când te gândești să ne întrebi așa ceva de vreo săptămână, o săptămână da, și ceva bine, așa? Ce s-a întâmplat? Ați depus piesa, a trecut piesa și apoi când trebuia să participați acolo în semifinală, apoi în finală, da, v-ați retras. Motivul sunt eu. Deci tu ești vinovat. Am avut niște probleme, nu vreau să intru în detalii, de sănătate în familia mea și... Problemele de sănătate v-au determinat să retrageți piesa? Da, da. Dar da, nu pot să intru în detalii, da. Familie, cineva? Nu, nu, nu. Da, ăsta chiar e motivul pe bune sau asta e da, așa? Da, da, lipsă de concentrare, așa se numește, Cătălin. Lipsă de concentrare? Nu mai săpa, nu mai săpa. Deci lipsă de concentrare, așa se numește. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, în care nu m-am putut concentra. Și am spus că mai bine decât să... El e prietenul da? Nostru, cazat cu pescuit. Foarte bine, era un burete de microfon și încerca să-l ia așa, din mijlocul platoului. Și pe de o parte, cred că e mai bine că ne-am retras. Îți plac piesele care sunt în concursul anul ăsta? Nu le-am ascultat decât o singură dată. Serios. Și ce piesă crezi că are șanse mari? Nu pot să mă pronunț, nu vreau să influențez lucrurile. Mihai, e un tip foarte sincer și va spune acum piesa care are șanse să câștige. Da, le-a ascultat? Bă, le-am ascultat așa în mare sincer, dar nu e una mod așa expres să-mi atragă atenția. Nici piesa celor de la Zero nu ți-a atras atenția? Mie îmi place piesa cred băieților. Cred că piesa de la... Cu Cătălin, cu băieții de la Win Production. Cătălin da, și Win Production, îmi place da, foarte da, mult piesa aia. De la tine, de la studio. Și sper să... Ne-ați adus un videoclip pe care o să-l vedem în premieră voturi. După o pauză publicitară. Vorbe care dor, da? Da, cum să nu? Da, despre piesa asta știi ce am citit pe internet și se spune că, domne, seamănă cu altă piesă. E plagiat și asta? Băi, așa zice lumea. Da? Hai să vedem dovada. Aiken, să auzim dovada. Să auziți dovada? Da, vrem să auzim dovada. Gândiți-vă, voi știți varianta de la Aiken? Și varianta de la vorbe care dor? Haide, poate după publicitate, cine știe, oricum avem în premieră videoclipul. Dar cine-i domne Aiken ăsta, că n-am auzit? Aiken... E un băiat care seamănă cu Alex. Ah, cu Alex? De Alex am auzit, da. De Alex am auzit, de Aiken nu. După publicitate o să vedeți videoclipul în premieră. Băieții de la 3 Sud-Est sunt astăzi aici cu videoclipul. Al câtelea videoclip în 10 ani? Al 16-lea. Al 16-lea. Viorel, te rog frumos, ia și CD-ul să-l arătăm oamenilor. Da, desigur, Cătălin. Te rog frumos, du-te și ia CD-ul și să le spunem oamenilor că acest CD se află în topul vânzărilor. Am fost cum să eu, nu? Ia uitați ce frumos e. Am fost eu weekendul ăsta într-un magazin muzical și era în topul era coadă, vânzărilor. Era coadă. Toată lumea spune că e coadă la acest produs. Best of 310, 10 ani, 97-2007. Da, pe acest CD găsiți toate piesele lansate de noi în acești 10 ani, plus toate videoclipurile 3 Sud-Est, fără vorbe care dor. Asta e, că a fost... Pentru că e un videoclip nou-nou. Foarte nou, da. E premieră. Stocul e limitat. Deja da, dar, este coadă. Da, dar să ne mai spuneți ceva telespectatorilor că varianta de astăzi nu este chiar varianta finală 100%, nu? Da, o să mai fie mici îmbunătățiri. Mihai, anul ăsta 2008, un album solo, ceva? Vrei tu? Mă gândesc că poate se special cere un pentru album tine, solo. Special pentru Cătălin, un album. Fac un album solo, dar dacă îmi faci tu reclamă. Pe în fiecare zi aici la emisiune anunțăm. Da. Ce okay. O să se mai întâmple cu 3 Sud-Est în 2008? În 2008... spectacole multe. Și voi sunteți un fel de tezaur folcloric al muzicii. Spectacole da. Multe mulțumim și vin alegerile astea locale. Da, o să fie foarte multe concerte, suntem convinși și vrem să lansăm până în toamnă și un album nou. Oricum, până în mai vom mai lansa o piesă nouă. Până în mai încă o piesă nouă, da? Vreau să-mi spui care e omul tău politic preferat. Omul politic preferat. Zi, Mihai. Viorel Șipoș. Mulțumesc foarte mult! Da, normal. Un om pentru... din stânga în dreapta, că vine campania și vor să fie pentru toate Mihai. Partidele. Mulțumim mult de tot! Să vedem videoclipul, iar voi nu uitați okay. Că nimic nu e mai bun ca Happy Hour de azi mulțumim. Decât Happy Hour de mâine. Viorel, ai dat... A căzut măgarul! Ai dat cu Fiona jos. A căzut măgarul!